Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara. Dumnezeu, mântuirea noastră, slăvit să fie Domnul. Și un cuvânt de urare pentru dumneavoastră de aici, spunem Psalmul 67, Dumnezeu să aibă milă de noi, zicem de toți, să ne și să vă binecuvinteze. Amin. S-a citit în această seară din 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 7, până la versetul 11, dar aș vrea să privim până la sfârșitul capitolului, la versetul 19. Textul începe cu cuvintele: sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Și să punem un titlu: pregătire pentru sfârșit. E vorba în prim plan de sfârșitul lumii, dar poate fi vorba de sfârșitul vieții. Noi oamenii suntem, cum spune eu, o viață scurtă. Și la urmă urmei și față de veșnicia întreagă, toată istoria Pământului este scurtă. De aceea se spune Maranata, Doamne, Domnul nostru vine. În pregătirea noastră pentru sfârșit, dragii mei, suntem îndemnați mai întâi, cum se spunea, să ne rugăm. Așa scrie: fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Apostolul Petru era foarte întemeiat să scrie asta, pentru că el a auzit aceste cuvinte din gura Mântuitorului, și vă citesc textul din Luca 21, versetul 36. Vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla. Și Domnul tocmai vorbise despre catastrofe naturale, amăgiri spirituale, și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Căci cine se roagă e cum scrie în Psalmul 20, noi ne ridicăm apoi și rămânem în picioare. Cine nu se roagă, cade. Asta a fost o experiență neplăcută a apostolului. Domnul i-a spus lui, citesc din Luca 22, versetul 31, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Și noi știm din Scripturi că vremea din urmă, diavolul își va intensifica lupta împotriva poporului Dumnezeu. Și spune Domnul: eu m-am rugat pentru tine, să nu se piardă credința ta. L-a sfătuit și pe el să se roage, numai că el nu s-a rugat așa cum trebuie. Domnul le-a spus, întorc pagina 22:40, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. I-a găsit dormind. Și le-a zis, versetul 46, pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă. Și repetă, ca să nu cădeți în ispită. Nu s-a rugat și a căzut. Rugăciunea făcută de Domnul pentru el a fost doar pentru recuperarea lui ulterioară, ca o experiență, cum i s-a spus, să întărească apoi pe frații săi. În vremea sfârșitului, chiar e nevoie de multă rugăciune. În primul rând, cum vă spuneam și accentuez asta, pentru ispitele care sunt. Pentru că diavolul se luptă cu o mare furie, scrie Apocalipsa 12. Și dacă nu ne rugăm, n-avem biruință. De fapt, ce înseamnă să ne rugăm ca să nu cădem în ispită? Fanfariștilor, aveți și voi ispite? Ați mai căzut așa? Noi oamenii suntem slabi. Primim putere numai de la Dumnezeu. Când ne rugăm, e ca și cum ne-am încărcat bateriile. Apoi tot în rugăciune suntem avizați de Dumnezeu. Dumnezeu ne șoptește, rugăciunea este un dialog. Noi spunem Domnului, iată ce simțim, ce stări avem, ce ispite avem în față. Domnul ne șoptește, ne pune în temă. Și în felul acesta ieșim întăriți dintr-un asemenea dialog. Spune Scriptura că Domnul Iisus Hristos a avut nevoie de un astfel de dialog. S-a rugat Tatălui frecvent, știți, s-a rugat în Ghețimani, Tată, dacă se poate. Nu li se spune ce i-a spus Tatăl, dar cu siguranță în Duhul lui a înțeles că i-a zis, trebuie să treci pe aici. Apoi avem acel dialog de pe muntele schimbării la față.
Știți ce a discutat cu Moise și cu Ilie? Despre sfârșitul care avea să aibă loc în Ierusalim. Să vă dea Domnul har să vă rugați, har să biruiți. Petru, cum spuneam, a experimentat asta pe pielea lui și spune el în 1 Petru 5 cu versetul 8, fiți treji și vegheați, dar vegheați în vegherea rugăciunii, ți-a spus. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine se înghite. Împotriviți-vă lui tare în credință și Domnul să ne dea biruință. În al doilea rând, este foarte important în pregătirea noastră pentru sfârșit să ne rugăm să înțelegem vremurile. Și aici Petru a fost deficitar. Când Domnul le-a spus prima dată că urmează să moară, să fie răstignit, respins, Matei 16, să fie omorât, să învieze, 16:22, Petru a luat deoparte și a început să-l mustre zicând, se ferească Dumnezeu, Doamne, să nu se întâmple așa ceva, adică nu accepta un asemenea curs al evenimentelor. Nu-i de mirare că a luat sabia și a lovit pe robul marelui preot. Cum adică? Nu se poate asta. Și știți că în ce privește sfârșitul sunt multe teorii. Cele mai drăgălașe sunt cele care ne spun că nu o să prindem noi cu fiara și cu persecuția. Doamne, dă, dar nu pot crede. Să nu fim ca și Petru care a zis, nu-i nici problemă, să te ferească Dumnezeu să nu se întâmple așa ceva. Și dacă se întâmplă, nu știm ce vine. Rugăciunea, îmi făcea Domnul odată o promisiune, când va arăta ca și o lumină așa în fața pașilor ce urmează. Eu aș fi vrut să văd până mai departe și Domnul spunea, nu, așa, de aproape, îți arat. Ca să știi ce vine. De exemplu, ce se va întâmpla acum în continuare? Vine războiul sau nu vine? Vin rușii sau nu vin? Ce mai urmează? Rugăciunea, repet, ne ține la curent și cu voia lui Dumnezeu, cu planul lui în mersul evenimentelor. Ne pune în gardă, cum spuneam întâi, și cu privire la Satan și cu privire la venirea Domnului, la evenimentele care vor precede asta, la ceea ce se va întâmpla în viața noastră, în mod particular. Și în al treilea rând, legat de rugăciune, rugăciunea, pentru că, așa cum ați înțeles din viața lui Petru, nu o fac toți și nu o fac la vreme, cum spunem Psalmul 32:6, orice om să se roage la vreme și atunci când se varsă apele nu pățește nimic, trebuie să ne rugăm unii pentru alții. E o chemare generală, rugați-vă ca să aveți putere. Spuneți-mi dumneavoastră ce credeți, nu știu cum e la Nădla. Eu că, deși vin de zeci de ori am fost la dumneavoastră, să mă pune să vă spun eu toți membrii adunarei, nu vi știu. Nici nu știu dacă v-am zis asta vreodată, poate trebuie să mă mărturisesc. Odată când vin la adunare văd pe unii, odată când vin îi văd pe alții, nu știu, veniți pe rândul unii, ca pe vremea pandemiei. Dar spuneți-mi dumneavoastră care nu sunt la adunare, așa că ar trebui noi să ne rugăm pentru ei, nu? Suntem o colectivitate. Ca părinți, adesea trebuie să ne rugăm noi pentru copii, sau dacă soția mea slabă spirituală sau soțul, se roagă celălalt. Cum este și rugăciunea Tatăl nostru, nu e o rugăciune individuală, personală, spui, Doamne, pâinea mea, să mă păzești de ispitele mele și... Nu, 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 pâinea noastră, ispitele noastre, totul la comun. Să vă dea Domnul harul unei vieți adevărate de rugăciune. Asta... Pe lângă nevoile obișnuite ale vieții, vorbim de rugăciunea în pregătirea pentru sfârșit, ca să rămânem tari în vremea aceea. Doamne, ajută-ne! Căci dacă pleacă cineva înainte, scapă mai ușor. Dar care rămâne să înfrunte toate ce lucruri, să rămână în picioare, are nevoie și el și alții. Nu de mult a fost un mesaj prin fratele Aurel Bălici din State, și nu știu la ce se referă, nu vreau să-i dau eu o anumită interpretare, că vine iarna și oile nu mai pot să fie scoase pe pășune și vor fi obligate să stea în staule. Și cei ce nu-și adună hrană, și aș face comparația cu rugăciunea, cei care nu se roagă,
vor suferi. Și se spunea, veți vedea cum mor oile în staul din lipsă de hrană. Să ne dea Domnul har să nu se piardă nimeni. Amin. Și să rămânem biruitori până la sfârșit. Amin. Un al doilea capitol în pregătirea pentru sfârșit, versetul 8 și 9. Mai presus de toate acestea, este expresia și din Coloseni Apostolului Pavel, unde spune să ne îmbrăcăm cu virtuții, dar mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Cred că e nevoie de o dragoste mai fierbinte în vremea din urmă, datorită stărilor de păcat, că spunea Domnul Matei 24:12, și din pricina mulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. De fapt, ce se va întâmla? Păi, se afectează relațiile între oameni, se răcește dragostea, unii păcătuiesc și își pierde lanul pentru cele sfinte și, observați, avem o lume tot mai deșirată, tot mai autonomă, individualistă. Și este nevoie de dragostea asta fierbinte ca să topească distanțele dintre noi, să ne coaguleze. Vă doriți asta, o aveți? Ascultați ce vă citesc din scrisoarea Apostolului Pavel către Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 9. Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem. Căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Ce frumos! Și totuși, iată ce le scrie, vă îndemnăm fraților să sporiți tot mai mult în ea. Să zicem că aveți o dragoste de 88 de grade. Păi, să dea Domnul să fie de 100 de grade. Să fiți în clocot. Toți. Să vă placă, să vă întâlniți, să vă vedeți când unul nu este. Să știi că e știrbită imaginea. E o problemă acolo. Să nu fim, cum spunea cineva, că și-a dus copiii pe sani. Asta vă spun vouă, copii, că țineți minte. Era doi băieți. Unul în față, unul în spate. Și ăsta din spate, din față, spune la un moment dat, o căzut frate meu de pe sani. Zice, când o căzut? Că nu se vede în urmă. Zice, o căzut mai înainte. Dar ce-ai spus numai acum? Am simțit frig la spate. S-au întors după el. Unii îl pierduseră. Să nu fim în relație bună cu frații numai când noi avem nevoie de ei, să socotim că ei au nevoie de ei, că dragostea nu caută folosul său și folosul altora. Și chiar dacă diavolul a reușit prin știu ce supărări să ne distanțeze, cum vorbeam ieri cu o familie din altă țară, avem o nuntă și după nunta asta trebuie să ne schimbăm biserica. Măi, și dacă ar fi să plecați într-o biserică, trebuie să plecați cu pace, cu bucurie. Alaltăieri mă sună cineva din țară, spune, ne-am supărat și am plecat de la o biserică. Dar tot nu ne înțelegem. N-ar fi bine să ne întoarcem înapoi și să ne împăcăm cu conducerea de acolo? Păi vezi. Probleme pot să apară, nu? Câte nu apar într-o familie, copii, de mici, ce au ei de împărțit? Niște jucării doar, și tot pot să apară probleme între ei, nu? Dar copiii se iubesc repede după aceea, nu? Se iartă. Ăștia mai mari, dacă au și mai multe, zici că sunt mai multe de împărțit. Și problema se complică. Voi la fanfara aici vă înțelegeți bine? Așa? Ați fi în stare să săriți în mure și să salvați pe unul care se neacă. Dragostea, spune Scriptura aici, Apostolul Petru, că acopere o sumedenie de păcate. Adică te face să ai relații bune cu cineva fără să mai ții evidența greșelilor lui. Îl ierți ușor. Pare mi se că v-am spus, repet. Chiar zilele astea m-am uitat la înregistrare, e în luna în care m-am căsătorit cu soția, a avut ea un vis, știți că s-a făcut așa puțină vorbă, sau mai multe, nu știu. Și un sol al Domnului
I-a zis în vis, ne-a luat deoparte și a zis, vă spun o taină, să iertați și să iubiți, că cine iartă și iubește se mântuie ușor și poate sluji fără piedici. Dar dacă păstrăm așa resentimente, totul este afectat. Cum spune în proverb, mai bine puțin la masă, dar cu dragoste. Așa e și în adunare. Oricum sunteți de apreciat aici, frații slovaci, că vă împăcați cu românii. M-am mirat că știi cânta slovăcește, conduce cântă. Așa. Deci iată că se poate, dragii mei, să trecem peste greșeli, să uităm ce a fost. Le-a uitat și Dumnezeu pe a noastră? Dar cum a reușit? Că ne-a iubit. A avut dragoste fierbinte. Și asta topește tot, se stinge totul. Nu se ține cont de asta. Și mergem cu bucurie mai departe. N-are decât diavolul să rămână el în urmă și să nu poată opri pe nimeni dintre noi. Și pe lângă iertarea asta care o face dragostea și cum spuneam, e nevoie de mai multă vreme din urmă, că sunt mai multe păcate. Mai face ceva dragoste. Aici am citit așa. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Dragostea ne face să ne vizităm, avem relații apropiate. Să-i primești pe ceilalți, spune și în Evrei 13, stăruiți dragostea frățească. Pe unii să-i primești, la alții să te duci. Mă, vezi ce ții rândul. Știți, s-a întâmplat la Gârbova, în Alba, o a zeci de ani în urmă. Numai două familii de pocăiți au plantat împreună porumb, un an mai secetos, s-au înțeles când să recolteze, s-a dus doar o familie, a cules tot, au considerat ei că sunt îndreptățiți. Nu mai să vorbim la motive. Ceilalți s-au simțit frustrați, înșelați, suntem frați? Și le-a spus, nu, numai voi să-ți pocăiți. Și nu s-au mai dus la rugăciune, că s-adunau la cei ce au rămas fără porumb în casă. Și Domnul le-a vorbit, ce ați câștigat? Ați pierdut o jumătate de căruță de porumb și legătura frățească. Duceți-vă înapoi, vă cereți iertare. S-a dus spre seară, celălalt nu vrea să-l primească în curte, până la urmă a acceptat, și-a cerut iertare, celălalt s-a înțeles cu soția, a zis, bă, nu-i drept, stai aici, ne-a rușit să încărcăm, acum aducem porumbul. Și s-a dus cu porumbul la ei, mai avantaj, necules, nu? Cules de ceilalți. Și în seara aia au făcut rugăciune și au primit Duhul Sfânt unii dintre ei. Iată ce soluție are Dumnezeu pentru problemele din urmă. Să ne găsească pe toți legați. Toți împreună, în dragoste, în vizite, în părtășii sfinte, cercetând bolnavi, invitându-i pe ceilalți să fie legăturile cât mai apropiate. Doamne, ajută-ne! Deci la primele două lucruri ne-am înțeles, da? Rugăciune cât în cape și dragostea să umple toate golurile. 3. Pregătire pentru sfârșit. Ca niște buni spravnici a harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi, v-ați auzit numele, da? Să slujească altora după darul pe care l-a primit și dă ceva exemple. Dacă vorbește cineva, e predicator, de exemplu, e proroc, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Are Dumnezeu ceva să spună prin tine celorlalți. Dacă slujește cineva, că Pavel era cu predicarea, Ioan Marcu cu slujirea, poți să ajuți surorile cu copiii, bătrânii, pe alții, să slujească după puterea care o dă Dumnezeu, că ai resurse fizice, că ai resurse financiare, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Adică prin slujirea noastră, cum spune Domnul și în Ioan 15, făcând noi roade, aducând roadă, că asta vine de la viță și de la vier, să fie slăvit Dumnezeu prin aceasta. În vremea din urmă, e foarte important să-și facă fiecare slujirea, că e pe gata. Și trebuie să ne terminăm treaba. Spunea Domnul, vă citesc din Evanghelia după Luca, din capitolul 12, despre sfârșit. Acela este contextul și al temei noastre. Luca 12, de la versetul
35.000 de loc uncis, vine stăpânul, ceasul în care nu vă gândiți. 41. Doamne, a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul a zis, cine e spravniu credincios și înțelept pe care le va pune stăpânul său peste slujile sale, conducerea adunării din Nădlac, să le dea hrana la vremea potrivită. Și alții care vin pe la amvon, și cei din familie, toți, ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adică Domnul trebuie să ne găsească făcându-ne slujirea la care ne-a chemat, ați înțeles? Robul acela care n-a lucrat când a venit stăpânul, a fost primit sau respins? Nu poți fi pregătit de sfârșit fără să fii la lucrul tău. La locul tău. Nu te poate găsi stăpânul în piață. Nu m-a angajat nimeni. I-a zis rob, biclean și leneș. Îmi place varianta din Luca 19 cu pilda polilor. Știți când a spus Domnul pilda aceea? Spune în versetul 11, ei credeau că împărăția are să se arate îndată. Gata. Nu mai avem nimic de făcut. Începe împărăția. Și Domnul spune, nu! Un om se duce să-și ia împărăția și până vine Domnul înapoi, vă vădă de lucru. Și îmi place combinația textului de aici cu cel din Matei 25, pilda talanților. Acolo știți cum scrie? Îndată cel ce primise 5 talanți. Adică se arată împărăția îndată. Îndată este pus de treabă. Ca împărăția când vine, Domnul să te găsească dacă vine, când aveți voi repetiții, la repetiții. Dacă nu la repetiții, când vine Domnul, rămâi de avion. Da? E așa a spus Domnul. Unii găsește pe copii la joacă, pe ceilalți, așa cu alții acolo, nu știu ce. Cum scrie în cântarea de Bore din Judecător 5, că n-au participat toți la luptă. Unii au stat pe malurile mării, alții au fost la turmele de oi, pe când alții au fost pe front, la chemarea de Borei și a comandantului armatei. Nu știu cât sunteți de activi. Apreciem fetele cum cântă, de fiecare dată când le puneți, nu? Dar voi v-ați pregătit și dacă la vreo slujbă, poate în seara asta vor mai furat ai mei din vreo cântare. Panfariștii, m-am bucurat de fiecare dată să vă văd aici. Sunt adunări unde numai în anumite slujbe găsești pe unii, pe alții. Surorile, fiecare în activitatea lor, în rugăciunea lor, în zilele lor de post ale noastre, în rugăciunea nodăiță, mijlocirea pentru unii, pentru alții, ce va da Domnul la fiecare de făcut? Aveți fiecare ceva de făcut, vă știți treaba? Dacă vorbiți, dacă slujiți, nu-s toți chemați să predice. Avem biserică, un frate, acum mai în vârstă. Peste tot ducea frații în misiune, avea microbuz, când nu prea erau multe microbuze. Nu scotea o vorbă din el. Țin minte că a mers o dată cu dumnealui până la Zalău. N-a spus o vorbă. Dar undeva pe la Valea Barcăului, pe acolo l-a oprit poliția, nu știu ce-o mai zis, și când i-a dat taxa înapoi, numai o vorbă, a zis, filistean. N-avea multe vorbe, dar oricând îl sunai, frate Cornel, mergi în misiune, vin. Ce frumos, ce înțelept un proverb e că un om care e credincios în lucrul lui poate să șadă lângă împărat. Și vom sta lângă împăratul împăraților că ne găsește la lucru. Robii lui, scrie Apocalipsa 22, și în cer îi vor sluji. Doamne, ajută-ne! Eu sunt indignat și biserica nu e a mea, a Domnului, când văd oameni inactivi. Așa, apatici. Vorba fratelui Samuel Fedur. Și băi, știi, zici că s-au născut obosiți și trebuie să se odihnească. Nu, odihna e după ce faci în treabă bună. Că nu știm când vine Domnul. Nu știm cât mai este de slujit. Repet, asta e pregătire pentru sfârșit, trebuie să ne terminăm treaba. Spunea fratele Crista de la Cluj, că tot a amânat să intre în lucrare.
Și a dat Domnul un vis, că mergea pe drum așa, fără treabă, fără traist, fără greutate. Și pe un câmp niște secerători obosiți făceau semn, hai ajută-ne că nu-i mult și ne termină treaba și te plătește și pe tine. O zis, m-a convins visul acela să intru în lucrare, să facem ceea ce putem. Am fost plecat pe la Buzău, vreo 2 săptămâni în urmă, e acolo fratele Beni Boaru, spunea cât a slujit, zice, 4 slujbe pe duminică, el cânta, el predica, nu era cine, într-un sat, 2-3, până s-a pornit lucrarea. Oameni care se dăruiesc, frații de la Viena s-au implicat multă vreme acolo pentru județul Buzău. Mi-amintesc când a început lucrarea acolo, în tot județul erau 200 de pocăiți, vă dați seama, tot județul. Oamenii străini, am împărțit, am fost acolo ani în urmă, prin Buzău, invitați, am vorbit cu oamenii pe străzi, din parc, păi dacă au venit 10 la Casa de Cultură în municipiu. Oameni insensibili, respingători. Dar iată că și acolo lucrarea încet, încet s-a pornit. Și acum sunt biserici în mai multe localități. Nu poți să mergi acolo? Ia-ți o localitate și te roagă. Frații din zona Bucovinei, implicați în mai multe zone, din Vaslui, din Tulcea, din Galas chiar, din mai jos, din Constanța. Și în timp Domnul a dat rezultate. Pe plan local, alte lupte să-i păstrăm pe ăștia care Domnul ne-a dat, să ne rugăm pentru ei, să-i instruim, să-i implicăm în lucrare. Cum ați văzut că avem și parte din junior, din cei mari n-au putut să vină toți. Am luat din cei mai mici, să fie și ei instruiți, prinși în lucrare. Toți să slujim Domnului. Doamne, ajută-ne! Punctul 4. Pregătire pentru sfârșit. De la versetul 12. Asta fratele n-a citit că încă n-a venit decât în parte, dar vine. Prea iubiților, a fost o epistolă scrisă în vreme de persecuție. Nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați, să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Și chiar dacă acum nu-i persecuție, respingeri din partea lumii tot sunt. Obiecții, critici. Dacă sunte bajocoriți pentru numele lui Hristos, că știu eu, o fată nu are băieți, nu e expusă cu poze pe nu știu unde, se îmbracă cuvincios, un tânăr că nu participă cu ceilalți, că spune aici în 4:3, că se miră că nu mergeți cu ei și vă bajocoresc. Spune și în 4:4 și în 4:14. Dacă sunteți bajocoriți, ferice de voi, mă interesant. Dacă te prigonești, te veselești, dacă te bajocorești, se consideri fericit. Da, știi de ce? Nu aparții lumii. Lumea, spunea Domnul, Ioan 15:20, dacă ar fi ai lumii, nu v-ar urâ. E dovada că nu suntem de-a lor. În astfel de situații, Duhul Slavei, Duhul Dumnezeu se odihnește peste voi. Că Domnul a tăcut pe cruce și spune în Evrei 9:14 că s-a dat jertfă prin Duhul cel veșnic. Să răbdăm, să tăcem, cum spune spre Domnul, ca un miel. Acum în primăvara mi-a spus un frate, ce am asistat la prinderea, la junghierea unui miel. Măi, n-a behăit odată, era marcat. S-a zis cu gândul la Domnul Iisus. Dar de ce se merge cu gândul la noi, nu? Te supără cineva? Vai, ce mi-a făcut? Și la cât spui și de câte ori repeți? A, nu-i vorba de dumneavoastră. Doamne, ai milă de noi. Ne jignește cineva. Spunea odată copiii, dar să râzi de mine. Și zic, nu-ți place să faci pe cineva să râdă, mă? Lasă-mă, că e fain să faci să râdă oameni. Dacă e atât, înțeleg. De ce să-i fac supărare cuiva? Bajocoresc frumosul nume care îl purtăm. Ei nu înțeleg. Îți spune la școală, pocăitul. Trebuie să spui în tinez, dai seama. Un pocăit înseamnă că sunt iertat, sunt al Domnului. Nimeni din voi să nu sufere ca un ucigaș, ca hoț, ca făcător de rele, ca unul care se amestecă în treburile altuia. Să nu trebuie să spui că tâlhară pe cruce, băi, noi suferim pe drept.
Și ce-a făcut? El suferă pe nedrept. Dacă vreun pocăit sau e hulită lucrarea, cum spune spre evrei, că era hulit numele Domnului, asta e grav. Dar dacă ești hulit pentru numele Domnului, nu-i hulit numele Domnului, atunci dă slavă lui Dumnezeu. Ești frate cu Domnul Iisus Hristos. E onoare să te jignească cineva ca aparții lui Dumnezeu. Știi ce se plătește pentru asta? Să vă citesc, spunea Domnul Marcu la capitolul 8, de la versetul 38. Pentru că oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina în acest neam preacurvat și păcătos, se va rușina și Fiul Omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Vedeți ce onoare! Ce nu ne-ar plăcea să spune Domnul atunci că nu ne cunoaște? Când va veni Domnul să răsplătească fiecăruia după faptele Lui și să ne prezinte înaintea Tatălui, m-a spus la ucenici, voi ați rămas alături de mine în toate încercările mele, spune Scriptura în Luca 22 cu 28, ați rămas necontenit, de aceea vă pregătesc împărăția. Adică atunci când vine Domnul, vorbim de pregătirea pentru împărăție, care a suferit, ăia aceia or să fie mai răsplătiți, nu? Păi la Revoluție cine a fost în față? Ăia din pușcărie a fost cei mai în față, nu? Când se va schimba regimul și vine Domnul nostru, cei care au suferit pentru El, chiar dacă sunt în mormânt, dacă au suportat toate rigorile, atunci se vor ridica și vor împărăți împreună cu Domnul. Dumnezeu să vă dea harul acesta. Să nu vă fie rușine, spune Pavel la Timotei, să nu-ți fie rușine de Evanghelie și nici de mine întemnițatul. Nu! Să nu ne fie rușine de viața ce o ducem, dar să ne fie rușine dacă suferim într-un mod vinovat. Asta nu-i bine. Spune versetul 16, aceeași temă. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Uneori s-ar putea să evităm să vorbim despre Domnul, să nu fie observat, să întreb pe băieți, pe fete, când vă întâlniți, cum vă salutați? Acum nu ne arestează nimeni dacă spunem pacea Domnului, așa-i? Domnul să fie cu tine, intră la examen, știi? Nu decât să-i spui baftă, mai bine spune-i, mă rog pentru tine. Nu? Sunt cuvinte sfinte. Oamenii nu se sfiesc și spumegă rușinile. Atunci de ce ne-am lansat și noi chemarea la împărăție? Cum spuneam, să ne facem slujirea că vine Domnul și ei să nu afle, să nu-i facem curioși, să le spunem despre toate acestea. Dumnezeu să vă dea îndrăzneala necesară. Și să știe toți că ești pocăit, ești credincios. Și dacă cineva te bajocorește sau dacă se va întâmpla ceva, spune versetul 19 de aici, așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Spunea Domnul, scrie în Luca 12 și nu numai, nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Au fost mesaje în vremea noastră că unii vor plăti scump credința. A, nu e o problemă, alții au plătit înaintea noastră. Numai să ne rugăm să ne învrednicească Domnul să rămânem tari. Și în felul acesta, cum spuneam și încheie ideea, vom fi răsplătiți de Domnul. Și un ultim punct, în pregătirea pentru sfârșit, dar le recapitulez înainte. Rugăciunea. 2. Dragoste, atmosfera, relațiile, să fie puse la punct. 3. Să ne găsească Domnul la locul nostru de slujbă. 4. Să acceptăm posibilele reacții negative și chiar dure din partea lumii și a diavolului. Diavolul știe unde intrăm noi? Știe de unde a căzut? Oamenii nu știu. E normal, aș spune, reacția lui împotrivitoare față de noi.
Și în al cincilea rând, citesc versetele 17 și 18. Că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelejuit și cel păcătos? În pregătirea pentru sfârșit, am lăsat punctul acesta la urmă, să știți că intrarea în împărăție nu-i simplă. Cernerea-i puternică, judecata-i aspră, îi sfântă. Recitesc. Cel neprihănit scapă cu greu. Cel păcătos e pierdut. Spunea Domnul, dacă s-a făcut așa copacul lui verde, ce se va face celui uscat? Să nu priviți cu ușurință intrarea în împărăție. Pentru că Dumnezeu ne examinează în profunzime. Am avut parte de mărturii să constați spaimele unor oameni care nu sunt pregătiți, dar nu-și dau seama decât atunci, pe ultima sută de metri, că au neglijat. Și judecata stă să înceapă cu noi când vine Domnul, spune 2 Corinteni 5 cu 10, toți pocăiții trec pe la scaunul de judecată a lui Hristos. Scăpăm de judecata cu lumea. Dar spunea Domnul, Luca, Matei 12, dăm socoteală de orice cuvânt nefolositor. Ce ne vom face în ziua aceea? Spunea un frate la noi din adunare că atunci când era în armată i-a povestit un om credincios că a visat judecata lui Dumnezeu. Și a zis, nu știu dacă voi mai zâmbi vreodată în viață. Cât l-a marcat. Nu știu exact cum priviți dumneavoastră, cu câtă ușurătate sau seriozitate. Recitesc. Judecata stă să înceapă cu noi. Iacov 3 cu 1. Învățătorii vor avea o judecată mai aspră. Și vă dau cazuri din Biblie. Moise n-a fost acceptat să intre în țară pentru că a rostit și nu trebuia în fața poporului. Aaron, pentru faptele lui nici el n-a fost învrednicit. Maria, sora lor, oamenii în prim plan de care s-a folosit Dumnezeu, a fost pedepsită cu lepra, a intervenit Moise, s-a rugat pentru ea. David, când a stat în fața judecății lui Dumnezeu, se în Psalmul 51, Doamne, vei fi drept în judecata ta și fără vină în hotărârea ta. Și-a plătit. Da, lucrurile nu stau deloc simplu, de aceea viața noastră, mântuirea noastră este în pericol. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 9, versetul 27, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Apostolul Pavel spune la Romani, vă citesc din capitolul 11, versetul 20. Tu stai în picioare prin credință, nu te îngânfa, ci teme-te. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uite-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprime față cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Alminteri, vei fi tăiat și tu. Mi-am dat seama în viață, Dumnezeu m-a păzit de păcate, m-am născut în familie de credincioși, de păcate mari, vreau să zic. Dar când a fost, de exemplu, perioada aceea când mi-a fost soția bolnavă și am avut vreme să mă cercetez, alte dăți când Domnul mi-a vorbit prin vise sau prin proroci, mi-au venit în minte toate greșelile din viață. Și tare bine m-am simțit când
gustam îndurarea Domnului. Repet, nu pentru lucruri mari. Dar cu cât suntem mai în slujbă, cu atât Dumnezeu este mai exigent cu noi. În vremea noastră trăim o pocăință și se propagă prin predicare și prin cântări, prin stilul de închinare, o viață fără frică de Dumnezeu. Ba chiar am auzit pe unii spunând, păi nu trebuie să-ți fie teamă de Dumnezeu că te bate. Ba da, a zis Dumnezeu către Moise, că a creat scena Sinaiului ca poporul să aibă frică de el. Și s-a încercat aducerea în actualitate a unei idei că așa a fost Domnul doar în Vechiul Testament. Dar nu scrie în Noul Testament că Dumnezeu e foc mistuitor? Nu-i mai aspra Apocalipsa decât Exodul? Da. Și toate astea privesc vremea sfârșitului. Îmi spunea un frate, am trăit așa mai ușor, l-am cunoscut în viață. Când venea, când nu venea la adunare, no, pocăință, dar mai cu slăbiciune, așa. Cu lucruri permise, că scăpări avem toți. Când a dat să îmbătrânească, mi-a zis, acum într-una mă gândesc, ce mă fac că mă prezint înaintea lui Dumnezeu și mă întreabă de toate. Da? Așa va fi. De aceea spune Petru, același Petru, aceeași epistolă de care am citit, ascultați, 1 cu versetul 16-17, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, nu-i Vechiul Testament, e Noul Testament. Purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Că zice și în Evrei 10, cu versetul 26, dacă păcătuim cu voia, urmează focul. Versetul 29, suntem mai vinovați decât cei din Vechiul Legământ, căci noi călcăm în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, sângele legământului și bajocorim pe Duhul Harului. De aceea, repet și închei, sfârșitul aduce și judecata. Și cel neprihănit scapă cu greu. Că zice Solomon că nu e niciun om neprihănit care să facă binele fără să păcătuiască. Adică greșelile avem toți. Și cel mai greu să plătesc greșelile în slujire. Asta spunem pentru noi. Dar de răspuns, cum spune Roman 14 cu 12, fiecare va da socoteală înaintea lui Dumnezeu. În aceste condiții, sfatul meu este să ne silim să fim sfinți, chiar sfinți, sfinți. Să nu permitem cu bună știință nicio eroare. Cineva a întrebat pe Domnul, Doamne, ce zici pentru viața mea în viitor? Și Domnul a spus așa, unii care se curăță vor fi curățați. Alții care nu se silește și nu se curăță de diferite stări vinovate, Domnul îi trece prin foc. Că sfârșitul presupune și asta. Nu degeaba recurge Dumnezeu la anumite stări de boală, de încercare sau persecuție în final, ca să ne sfințească, dragii mei. De aceea să ne ajute Domnul să ne curățăm și să ne sfințim noi, ca să nu fie nevoit Dumnezeu să ia alte măsuri. Spunea fratele Florin Meșter, a fost bolnav cu rinichii și în perioada aia a visat că era un spital numai de pocăiți. Și a zis, o fi un spital privat, se gândea el în vis, numai pocăiți accept. Și se spune, zice, nu, dar care-s pentru mântuire? Și mai au lucruri de îndreptat în viața lor, nu pleacă până nu trec pe aici să plătească, să se curățească. Că unii au pietre la rinic, dar alții au pietre la suflet. Și are Dumnezeu laser. Și ne operează. Că judecata stă să înceapă. Și Dumnezeu lucrează la dosarele noastre încă de acum, cum spune Efeseni 5 cu 26, să fie pregătită o mireasă, o biserică sfântă, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Dumnezeu să vă dea har. Acum vă spun ceva la sfârșit.
Am stat în cumpănă să predic anume ceva, dar nu era lipit toată inima de textul acela. Și când am intrat, tocmai se citea. Și hai să vă spun ceva. Zile trecute mi-a venit cuvântul ăsta de aici, dar nu l-am predicat nicăieri. Așa că dumneavoastră mi-ați citit textul fără să vă spun. Asta am primit, dar nu știam că unde trebuie dat. Când am intrat în adunare, aici trebuie să predic asta, ce am primit 3 zile în urmă și nu știam unde trebuie să predic. Dumnezeu să vă dea îndurare și har, să fiți pregătiți pentru sfârșit. Amin.